Această casă este casa personajului Bebe Măcelaru, șeful clanului, și am avut norocul să-l joc eu. Salut pe Măruță și echipa. A fost și este o bucurie mare pentru mine. Mă bucur că am dat de o echipă extraordinară, nu numai de actori. E adevărat că duceam dorul ProTV-ului și mă simt ca acasă. Am un regret că nu pot să învăț textul așa cum ar trebui și am pogoane de text. N-am avut în viața mea atâta text. Dacă vă spun că bat parcurile, aleile, bisericile, unde e cea mai mare liniște, da? Și nu vă arăt acum, fiecare au venit cu mâna goală, actorii, colegi. Ia uitați-vă la mine. Eu m-am retras aici unde ați venit, în speranța că până începe conferința de presă mai poze. Dar n-am putut. Dar îmi face plăcere dacă e și Măruță la mijloc. La 4 mă trezesc. Să știți că nu m-am trezit la viața mea decât când a trebuit să plec cu trenul sau așa. Bine, m-am mai trezit uneori când trebuia la fel să învăț mult text, dar acum mă trezesc, cred că de 4 ori pe săptămână mă trezesc la ora 4. Ca să fiu aici, la filmări, să fiu nu perfect, dar să nu mi se reproșeze nimic. Sunt cel mai înaintat în vârstă, ca să spun așa, majoritatea sunt tineri, chiar echipa toată e foarte tânără. Și eu, dacă nu sunt eu un exemplu, nu mă simt eu bine. Discret din fire, George Mihăiță vorbește rar despre viața personală, însă atunci când vine vorba despre copiii și nepotul lui, îl cuprinde emoția și mândria. Pentru cei care nu știu, fiul meu este cel mai titrat antrenor de jiu-jitsu brazilian din țară. Mulți campioni mondial, mulți campioni europeni, așa. Și l-am întrebat pe un campion mondial, care e calitatea cea mai mare a lui Tudor? Și mi-a spus simplu, calmul. Este calm? A moștenit de la dumneavoastră? Da, a dus mai departe. Calmul acesta l-a dus spre perfecțiune. Este foarte, foarte calm și asta îl ajută. Vă priește viața de bunic? Da, foarte mult. Îmi pare că nu am atâta timp cât ar trebui să îl dedic nepoțelului meu. Nu am timp nici, cum mi-am dorit, nici cu ceilalți doi copii ai mei, pentru că nu pot să vorbesc de Tudor, să nu vorbesc și de Andrei și de Vlad. E o bucurie să vezi că n-ai trecut oricum prin viață și că ai reușit niște creații, copiii sunt creații. De ce sunteți cel mai mândru? De istețimea lui, de hazul lui, de moacele pe care le văd la el. Și eu am spus, măi Tudore, actor trebuie să se facă. E foarte agil. E și fiul meu l-a învățat foarte mult să meargă pe zona sportivă. Deci face și sport. Da, face și sport, merge și la sală. Da, da, îmi trimite poze îmbrăcat în costum de jiu-jitsu brazilian.